Vă să deschideți cuvântul Domnului în Cartea Psalmilor. Și vreau să citim în această zi Psalmul 131. Vestea bună e că doar trei versete. Partea mai puțin bună pentru voi este că din textele mici se predică mult. Amin, a? Apropo, știți că întotdeauna există, nu știu dacă ați observat tendința asta, când predicatorul spune că nu o să predic mult azi, de regulă sare de oră. Și asta vor spune în primul rând în dreptul meu. Nu promit că o să fie scurs sau puțin, e ceea ce e important este să fie ziditor. Psalmul 131, pagina Sfintele Scripturi 631. Și au zis ce, ce spune aici David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată și nici priviri trufașe. Nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Din potrivă. Sufletul meu este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în viac. Amin. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența Domnului, te rog să-l binecuvântezi pe cel care este lângă tine. Una dintre marile probleme ale generației actuale, a oamenilor care trăiesc în vremea asta, și probabil că factorii sunt multipli, și nu o să fac aici un fel de documentare sociologică să vedem cauzele, dar să știți bine că există o incidență din ce în ce mai ridicată a stresului. Oamenii sunt tot mai stresați și agitați în vremea în care trăim. Acum, Există multiple forme și modalități în care oamenii încearcă să rezolve problema asta. De foarte multe ori, stresul acesta, neliniștea, anxietatea din viața noastră, încercăm să le rezolvăm prin modalități greșite. Mi-aduc aminte, cu câțiva ani de zile în urmă, eram așa într-o perioadă de neliniște. Eram foarte agitat, vreau să citesc și parcă fugeau rândurile din fața ochilor mei. Uh, Mi-aduc aminte că eram și destul de irascibil, uh, soția poate vă poate confirma. Uh, și copiii, cred că și eu experimentat puțin uh, așa din exteriorizarea mea a neliniștii. Dar ce vreau să vă spun, cred că și biserica din știe pe vreme a experimentat o predică mai cu foc, uh, cu flăcări. Pentru că, vedeți dumneavoastră, atunci când ești agitat, de regulă îi agit și pe alții. Și am încercat într-o oarecare măsură să caut să mă tempere, să mă liniște și ce m-am gândit în sinea mea, domnule, problema mea este că nu am un retreat. -am, nu mi-am luat de mult un timp așa, doar cu mine însumi, să mă liniștesc, să mă duc într-un loc să mă decuplez, să nu mai aud urlete, să nu mai aud copii care urlă, să nu mai... Mă rog, să fiu liniștit. Și mi duc aminte că, fiind acolo locuind la ștei, am vorbit cu cineva să Mă lase să stau o zi sau două, eu am, eu am zis că stau mai mult. Mă duc la padeș într-o mică căbănuță, eu și natura. Și am zis, fără stres, fără telefon, n-aveam nici semnal, dar țin minte că m-am dus foarte încântat când am plecat din Ștei și am zis, asta e, de asta aveam nevoie. Avem nevoie de o pauză, avem nevoie de o zi două să mă liniște, să fiu eu cu mine însumi. Să, dragii mei, am ajuns acolo, am admirat natura, brazii, tot, 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 aer curat, am și dormit bine, pentru că de la aerul la foarte ozonificat te ajută să și dormi bine. M-am trezit și n-am mai putut să dorm toată noaptea. Pentru că a trebuit să înțeleg un lucru, că în momentul în care mi-am făcut bagajele, de fapt, în bagajele acelea am băgat și problemele mele, fără să vreau. Am urcat la cota 1400 și vreau să vă spun că și problemele mi-au urcat împreună cu mine. Gândindu-mă că o să mă deconectez, gândindu-mă că o să fiu liniștit, am fost mai agitat culmea, pentru că nu mai avem pe cine să mă descarc. Și vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori noi credem că există anumite metode prin care vom reuși în mod miraculos să scăpăm de neliniștea și tensiunea din viața noastră. Recurgem la fel și fel de uh, situații de genul acesta, însă vreau să vă spun ceva. Faptul că schimb locul nu înseamnă că îți va schimba și starea. Faptul că schimb locul nu, să înseamnă, nu înseamnă că îți vei schimba starea. Faptul că tu ai impresia că dacă o să pleci undeva, gata, vreau să spun, problemele vor veni cu tine. Cel mai al prieten, neliniștea, tulburarea și anxietatea te vor urma. Un caz concret în direcția aceasta este o, o, celebră, o, celebră, etapă, istorie, povestioară din viața unui mare pictor francez, Paul Gauguin. Omul acesta locuia în Paris, era pictor, era plătit, era numerat, deja a început să, să aibă oarecare succes ca artist, să-i se vândă tablourile, era căsătorit, avea cinci copii, un în cercuri mondene, era invitat de politicieni, de oameni bogați ai vremii, era bine văzut. Și au zis la un moment dat ce zice el, Domne, m-am săturat de Parisul ăsta, și scrie unui prieten, în timp ce se urcă într-o corabie și într-o barcă și merge undeva înspre, înspre Tahiti, la capătul lumii. Și scrie o scrisoare unui prieten de lui foarte bun și spune, prietene dragă, vreau să spun ceva, m-am săturat de iadul acesta numit pământ, în paranteză Paris, pentru un iadu. Și-a zis, m-am săturat de iadul ăsta numit pământ. Și-a zis, prietene drag, mă duc pe pământul acesta să caut un loc mai bun a călătorit foarte mult, fusese și vă trei ani înainte să înceapă pictura uh, uh, marinar și au ajuns taman în Tahiti, rup de civilizație, rup de stres, rup de, mă rog, facturi, de tot felul de lucruri. Omul acesta se duce în Tahiti și primele lui impresii sunt unele foarte faine. Îi scrie prietenului său a doua scrisoare în care îi spune, prietene dragă, aici sunt numai desfătări paradisiace. Totul e minunat. Natura, omul e în comuniune, oamenii trăiesc simplu, nu-i agitație, nu-i cultură, nu-i civilizație. Așa trebuie să trăim, primitiv, nativ. Asta e fericirea. Prietene, am descoperit paradisul. Patru luni de zile mai târziu, patru luni de zile mai târziu, 1897, dacă nu mă înșel, Paul Gauguin are prima tentativă de sinucidere în paradisul numit Tahiti. Știi de ce? Pentru că faptul că vei schimba la un moment dat locul în viață nu înseamnă că o să schimbi și situația vieții tale. Recurgem la fel și fel de lucruri prin care credem că o să scăpăm de probleme, dragii mei, problemele nerezolvate și o să vedem de unde vin și unde e sursa lor. ascultă -mă. nu se rezolvă schimbând neapărat locul. De multe ori noi facem schimbări exterioare și credem că problema e în exteriorul nostru. De aia suntem nemulțumiți, de aia suntem neliniștiți, de aia suntem agitați, pentru că, domnule, uite, în jurul meu, sunt oameni care mă enervează. Și de foarte multe ori avem impresia că dacă vom schimba anturajul, gata, o să vină pacea și liniștea peste noi. Există foarte mulți oameni care spun, domne, uh, ok, nu oamenii sunt problema, locul meu de muncă e problema. Și spune că ai tot schimbă din an în an locul de muncă pentru că nu sunt împliniți, nu sunt fericiți. Și o să schimb până când nu o să mai ai ce să schimb la un moment dat. Și de foarte multe ori ne hrănim cu iluzia aceasta că dacă vom schimba ceva, gata, dintr-o dată va veni liniștea peste noi. Credem, dragii mei, de foarte multe ori, ascultați-mă, că dacă schimbăm școala, gata, va fi bine. Că, nu știu, dacă schimbăm biserica, o să ne fie bine. Și unii tot schimbă de 10, de 12 ani, tot schimbă, crezând că doar, doar o să fie ceva unde își vor găsi liniștea și pacea. Există oameni, dragii mei, care încearcă să schimbe prioritățile și planurile. Dar vedeți, dumneavoastră, lucrurile acestea exterioare pe care le schimbăm nu ne schimbă la un trik, pentru că problema adevărată nu e în afară. Problema adevărată nu sunt oamenii din jurul tău. Problema adevărată, ascultă-mă, nu locul tău de muncă, de fapt. Sursa nefericirii tale, ascultă-mă, nu, nu, e lumea exterioară, nu, nu e școala, nu e anturajul. problemele tale și ale mele, ascultați-mă, neliniște, agitația, stresul, toate aceste neliniști sunt de fapt o chestie, ascultă-mă, lăuntrică. E, e foarte, greu să recunoști că problema e la tine, nu e la alții. Vă păi duceți aminte ce îi spune la un moment dat Ahab lui Ilie? Tu ești la care ne ești pe Israel. Pentru că întotdeauna vom, reuși, vom încerca să plasăm problemele, suferința noastră, durerile noastre, să le punem pe seama altora. Și spun ele, nu eu, ci tu și casa ta. Pentru că problema, de fapt, nu e la mine, ci la tine. Dragii mei, problema noastră este că de foarte multe ori uh, diagnosticăm greșit problemele și avem un tratament greșit. Și de aceea, dragii mei, vom rămâne frustrați și nefericiți foarte mult timp. Vom încerca de foarte multe ori metode, vom încerca uh, modalități prin care să ne liniștim și ascultăm, toate acestea nu vor funcționa. Pentru că atâta vreme că lucrurile le vom trata din perspectiva exterioară și nu le lăuntrică, nu vom rezolva nicio problemă cu adevărat în viața noastră. Cred că v-am mai spus în biserică, în urmă cu ani de zile am ajuns în într-un context al evanghelizării mai interesant, mai original, atât pot să vă spun. Și țin minte că m-a luat un frate de la aeroport, era un frate tânăr, și a zis, frate Dorel, tatăl meu vrea neapărat să te cunoască. Am ajuns la omul ăsta acasă, o casă mare, impresionantă, în fine, în diaspora, omul muncea, avea bani. Și când am ajuns eu acolo, am văzut o scenă interesantă. În living-ul imens al casei, era tatăl acestui frate care m-a dus cu mașina și tatăl lui era undeva întins pe o masă din asta și era un chinez. Și o ăsta cred că era un punț de vreo 1000 de ace. Știți, de -am? cu tratament cu acupunctură. Și am zis, pace. <laughs> Pacea Domnului. Frate, doresc, ce scuze, mă, nu mai ține numai 10 minute chinezul ăsta, zice, dar îi pentru stres așa mă liniștește, zice, ăsta e pentru stres. E 150 de euro, zice ședința, dar ascultă-mă, așa te liniștești, dacă vrei, frate Dorel, vrei să... Nu, e ok, tot taman la ce nu mă bagă, e totuși dubioasă treaba. Uh, bun, o terminat chinezul ăla, mă rog, tratamentul, când își împacheta masa să plece, cum era ăsta, fratele ăsta liniștit, mă rog, cu ghilimele, frate, mă rog, uh, foarte liniștit, bucuros, o cafea, ce mai serviți, primește un telefon. Alo, ce mai? Ce Ce-ai spus? Cum adică nu-mi dai banii? Ce-ai spus? Nu-mi dai banii? Bă, dar nu vă pot reproduce ce o spus mai departe. Oameni buni, uh, nivelul de decibele urcat, eu m-am speriat. Acum așa m-am neriniștit. Că te agită când stai lângă un om agitat, te agi și tu. Eu vreau să vă spun că rar am întâlnit un om mai nervos că la în 5 minute de o zic că o omoră că îl taie, în fine, vă mai spun restul. Dar și tonul, și era foarte expresiv în ceea ce spunea. Fa, și dintr-o dată s-a că termin, frate, dorel, iartă-mă, mustră domnul pe Satan asta, zice, știi, cum vrea să-mi fure pacea. ok. O, -o, o ținut foarte mult, 5 minute, o ținut tot tratament. Și bine, eu știu, nu-ți băi, acum am plătit 150 de euro, să nu mă mai stresez și m mai enervat. Pentru că, ascultă-mă, lucrurile astea exterioare, calmantele, țin pentru o chestie, pentru un moment, dar nu se rezolvă cu adevărat problemele. Acum, dragii mei, seamul ăsta. 131, eu un sal foarte aparte în felul lui. Imaginați-vă pe David. David a fost un tip cu un anumit temperament. David a avut mult de șlefui Dumnezeu în el. A fost un om cu vulcanic, cu unde au avut anumite ieșiri și porniri. Dar auziți-l pe David cum zice. Zice, din potrivă, sufletul meu este liniștit și potolit. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. De ce îți liniștit, zice David. Sufletul meu e liniștit și potolit. Hai să vedem în această dimineață din cuvântul Domnului, dragii mei, cum poți să-ți sufletul. Cum poți să ziniștești sufletul? Pentru că, dragii mei, cred că e un aspect foarte important, cu atât mai mult gustăm și la cina Domnului. Cum să-ți liniștești sufletul? Sunt trei, o să fie cele mai scurte puncte de când predic în Biserica Geneza. Îți doar trei cuvinte și trei puncte. Da? Sunt trei versete, noi și mai mult de atât. Dar ascultă-mă, primul lucru și foarte important, te rog să reții aspectul ăsta. Dacă vrei să-ți liniștești sufletul, evaluează. Evaluează-te. Subliniez cuvântul ăsta pentru că e foarte important. Dacă vrei să ajungi să-ți liniștești sufletul, trebuie să te evaluezi. Versetul întâi. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată și nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc nici cu lucruri uh, prea mari și prea înalte pentru mine. Ceea ce David spune aici, dragii mei, ceea ce David face aici este practic să se evalueze, dar înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei să-ți liniștești sufletul, ascultă-mă, trebuie să ai un moment de evaluare. Și mă rog în această dimineață, pentru că și cina Domnului, în contextul acesta, suntem încurajați, fiecare dar să ce să facă? Să se cerceteze pe sine însuți. Ce să evaluezi? Evaluează starea, de exemplu. evaluează starea. Acum, dragii mei, uh, E foarte important să înțelegem puțin contextul. David se pare că a scris acest salm, știți când? În perioada în care obținuse biruința aceea mare împotriva lui Goliat, la un moment dat în care oamenii din Israel vedeau un David ceva diferit. Și în același timp, dragii mei, se naște invidia în inima lui Saul și Saul începe să-l acuze și oamenii din anturajul lui Saul încep să-l acuze pe David că e mândru, că e arogant, că vrea tronul pentru el, că el vrea să fie mai mare decât ar trebui să fie. Și sfer și fel de acuzație pe care Saul și anturajul lui Saul încep să le arunce asupra lui David. Acum, dragii mei, în momentul în care suntem vorbiți de rău, în momentul în care suntem denigrați, în momentul în care suntem, ascultați-mă, bârfiți și vorbiți în toate felurile. Există, ascultă-mă ce spun, există un mare pericol ca toate acele lucruri să le interiorizezi în tine și să te neliniștești și să fii uh, depresiv uneori și să fii frustrat și să fii agitat și să începi să ce justifici. Dar știți ce face David? David, dragii mei, cu toată presiunea asta exterioară, cu toate vorbele rele și urâte care se spun despre el, David face un lucru, pune un filtru și spune stop. Știu ceva? Eu vreau să mă evaluez, dar mă evaluez înaintea lui Dumnezeu. E foarte important, ascultă-mă. Ce poți să spui despre tine, ascultă-mă, înaintea lui Dumnezeu. Ce poți să spui despre tine înaintea lui Dumnezeu e mai important decât ce spun oamenii despre tine. Ce poți să spui tu înaintea lui Dumnezeu despre tine e mai important decât, ce, decât tot ce spun oamenii despre tine. Și ce face David? David, dragii mei, nu intră pe Facebook să scrie, nu vă e rușine. David, dragii mei, nu face uh, uh, un clip pe TikTok în care să le bat obrazul, bă, nu vei rușine să vă legați de mine, eu care așa, nu. Și ce face David? David, dragii mei, face un lucru pe care trebuie să-l faci și tu dacă vrei să ai liniște. Și ce trebuie să faci? Trebuie să te duci înainte lui Dumnezeu și să te evaluezi și să te cântărești. Și David, dragii mei, stă înainte lui Dumnezeu. Stă înainte lui Dumnezeu și David spune, Doamne, uite, ăsta sunt, tu mă cunoști. Ascultați-mă, dragii mei, noi putem să, putem să ne justificăm în fața oamenilor Putem să spunem, nu că eu sunt merit, eu sunt pocăit, eu sunt așa și așa Dar ascultă-mă, cum poți să spui despre tine înaintea lui Dumnezeu? Dacă ai frică de Dumnezeu, dacă știi cine este Dumnezeu Dacă știi că Dumnezeu știe toate lucrurile Când te duci în odăița ta și când stai, ascultă-mă ce spun Înaintea lui Dumnezeu, ce poți să spui despre tine? Putem să nu fim onești cu oamenii Putem să minimalizăm sau să exagerăm anumite lucruri despre noi. Dar ascultă-mă, dacă ai frică de Dumnezeu, când vei sta în fața lui Dumnezeu, nu o să poți să spui decât exact cum ești. Și David stă înainte lui Dumnezeu și se cântărește, se evaluează. Și David înainte lui Dumnezeu spune, Doamne, știi ce vorbesc cu oamenii ăștia despre mine? Știi că vorbesc ca am priviri trufașe, că am o inimă îngânfată? Dar, Doamne, Tu știi că nu e așa. Doamne, tu mă știi și tu mă cunoști. Și de unde vine pacea sufletului tău? momentul în care poți să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui lucrurile acestea. Să te evaluezi. Dacă înaintea lui Dumnezeu poți să infirm tot ceea ce alții, în mod tendențios, afirmă despre tine, vei avea pace. Maxim Mărturisitorul spunea, și cred că v-am mai spus citatul ăsta, e superb. Nimic nu este mai violent decât o conștiință care te acuză. Și nimic nu este mai înălțător decât o conștiință care te apără. David stă înainte lui Dumnezeu cu propria lui conștiință și zice, Doamne, știu ce zic oamenii ăștia, dar, Doamne, Tu știi că eu nu sunt, cum zic ei. Tot ce contează, ascultăm mă ce spun, nu-i ce zic oamenii despre tine, ci ceea ce poți să spui tu înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai liniște, dacă vrei să ai pace, vei înțelege că ceea ce contează este modul în care te raportezi la Dumnezeu și cum te vede Dumnezeu și ce poți să spui înaintea lui Dumnezeu. Să lucruri, dragii mei, pe care le poți spune înaintea oamenilor, dar nu și înaintea lui Dumnezeu. Putem de, de, pune de foarte multe ori, ascultați-mă, să, să, să ne dăm a fi alții. Putem să jucăm rolul unui oameni foarte spiritual. Putem să părem soții perfecți din exterior. Putem să părem părinții ideali. Putem să părem uh, slujitorii ideali. Putem să apărăm uh, închinătorii, uh, oamenii pocăiți, vai, noi suntem vai, tot cu pacea Domnului în gură. Dar ascultăm ce spun. Înaintea, do înaintea oamenilor putem juca un rol, dar înaintea lui Dumnezeu se dezvăluie realitatea noastră. Liniștea ta și pacea ta ascultă mă sunt date de modul în care te prezinți înaintea lui Dumnezeu. De foarte multe ori, dragii mei, spunem în exterior, spunem oamenilor, nu pot, n-am cum, nu reușesc, nu se să pot. Am avut de foarte multe ori tendințe, ascultați-mă, să mă plâng înaintea lui Dumnezeu. Să spun că nu reușesc, să, să spun că anumite lucruri mă depășesc, să spun că anumite lucruri sunt prea mari pentru mine. Până când a fost în minte o noapte în care am stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. A fost cutremurător pentru mine lucrul ăsta. Și în timp ce mă rugam, mi-a părut în minte, în imagine mea, că stăteam înainte lui Hristos. Și Hristos era pe cruce răstignit, cu o coroană de spini, bajocorit, umilit. Și am vrut să-i spun lui Hristos că, Doamne, știi, nu pot să mă las de nu pot să renunț, nu pot să înțeleg de ce, nu pot să... și multe alte lucruri. Am vrut să-i spun, dar când l-am văzut, n-am mai putut. Vreau să faceți un exercițiu împreună cu mine în dimineața asta. Haideți să ne plecăm capetele și să închidem ochii păreți de 30 de secunde. Și te rog să te gândești și să-ți imaginezi că în fața ta este Hristos și e pe cruce. E acolo pentru tine și pentru mine. Uită-te în ochii Lui. Uită-te la mâinile Lui. Uită-te la coasta Lui. Și te rog nu mie să spui, ci spune Lui că nu-L poți ierta pe cutare, Că nu te poți lăsa de putare lucru, că nu te poți implica în slujire, că nu ai timp, nu mi le spune mie, nici altora. Te rog, spune-i lui dacă poți să faci asta. Ok. Eu n-am putut să-i spun că nu pot. David se duce înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, ăsta sunt. Contează ce spui înaintea lui Dumnezeu, nu înainte oamenilor. Evaluează-ți. Uh... Evalueazăți mai apoi activitățile, nu doar starea. evaluează activitățile, pentru că o mare sursă de frustrare în viața noastră este produsă, dragii mei, de ceea ce facem. Și de ceea culme n-ar trebui să facem. De foarte multe ori suntem agitați, de foarte multe ori suntem neliniștiți, de foarte multe ori nu dormim nopți întregi și de ce? Pentru că sunt activități în care ne implicăm și în care nu ar trebui să ne implicăm. Spune aici David, fiți atenți, zice, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Eu de liniștit. Am liniște pentru că, unul, știu cum sunt. Indiferent de ce zic alții despre mine, eu știu cum sunt în fața Domnului. Doamne, Tu știi că nu sunt arogant, că nu sunt mândru. Indiferent de ce zic, Doamne, ei, eu știu, uite, în fața Ta pot să stau să spun lucrul acesta. Dar mai apoi să-l liniștiți, spune David, și să evaluează, și pentru că se evaluează activitățile, ceea ce face. Și zice David, Doamne, eu nu mă bag în lucruri care nu mă privesc. Eu nu mă implic în lucruri care țin, nu țin de competența mea. Pentru că, dragii mei, de foarte multe ori, ascultați-mă, ajungem în viață să fim tulburați, nervoși, stresați, anxioși, iritabili, știți de ce? Pentru că ne depășim atribuțiile. Pentru că ne băgăm în lucruri la care Dumnezeu nu ne cheamă. Și noi credem că vrea Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-ți cere asta. Ți-a cerut Dumnezeu lucrul ăsta? Nu, dar tu vrei să faci pe martirul și pe erou de foarte multe ori. Și noi avem în noi tendința asta. Dragii mei, David e rege. Și dacă exista un om ispitit, dragii mei, să-și să, să atribuie mai multe, ăsta e David. Ascultați-mă, David realizează, eu sunt un rege, dar nu sunt Dumnezeu. Și regele are atribuții limitate și regele are limite și nu se poate băga în toate lucrurile. Eu nu sunt Dumnezeu, spune David. Asta vreau să spun aici. Tu nu ești Dumnezeu, vreau să înțelegi aspectul acesta. E foarte important, știi de ce ești nervos și stresat și agitat, pentru că tu nu înțelegi că nu ești Dumnezeu. Nu-ți depăși atribuțiile, zice, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru cine? Pentru mine! Pentru că sunt lucruri care nu sunt de competența mea, sunt lucruri care nu Nu-i treaba ta să știi care, cu care, unde, de ce. Nu-i treaba ta să afli toate lucrurile. Nu-i treaba ta, tu înțelegi? Și de ce ești nervos? Și de ce ești agitat? Pentru că toate mizerile altora vrei să le afli tu și să le aduci în inima ta. Îți lucru care nu ne privesc. David e rege, dar realizează că nu-i Dumnezeu, e doar un om. Ascultați-mă, oare când vom înțelege, oare când vom înțelege că deși suntem părinți, ești mamă, ești tată, nu ești Dumnezeu. Dați îți iubești copilului, vrei tot binele din lumea asta. Te rogi, dar nu ești Dumnezeu, tu înțelegi că nu poți să-L schimbi tu. Poți să contribui la, la viața lui, poți să-L ajuți, poți să-L sprijini, dar tu nu poți să-L schimbi. Oare când vor înțelege mulți părinți, pocăiți, că nu sunt Dumnezeu? Ne luăm de foarte multe ori rolul de Dumnezeu. Le băgăm pe gât pe Dumnezeu dacă am vrea. Pocăința le băgăm pe gât, că noi vrem noi să-i pocăim. Nu poți! Oare când vor înțelege soții din locul acesta că tu nu poți să schimbi pe soțul tău care e într-o perioadă cu mâini Nu poți să-l schimbi. Poți să fii lângă el, poți să-l asiguri de iubirea ta, dar tu nu poți să-l schimbi. Nu-ți lua atribuții care nu sunt în rolul tău. Oare când vor înțelege păstorii că nu sunt Dumnezei? Că nu ne cheamă Dumnezeu să le facem pe toate? Că nu pot să schimb anumite, că nu pot să schimb, da, pot să predic, pot să spun, vale Dumnezeu, dar ascultă, nu te pot schimba, nu eu te nasc din nou. Pavel realizează lucrul acesta. Și zice, Pavel, eu înțeleg că este lucruri în care gândim la fel și este lucruri în care nu gândim deloc la fel. Și știi ceva? În privința asta, în Filipeni 3 cu 15 spune, dacă în vreo altă privință sunteți de altă părere, ok, Dumnezeu vă va, Dumnezeu să lumineze pe soțul tău. Dumnezeu îl poate lumina pe băiatul tău, pe copilul tău. Dumnezeu poate să lumineze patronul tău, care te poate care îți face zile fecte. Nu tu poți să luminezi. Pe prietenul tău Dumnezeu îl poate schimba, tu nu îl poți schimba. O mare parte a fricilor noastre, dragii mei, fiți atenți, se nasc mai apoi neliniștea, tulburarea din inima noastră, ne depășim atribuțiile mai apoi și de ce? Din cauza mândriei, pentru că noi vrem să controlăm lucruri care nu le putem controla. Controlăm, vrem să controlăm lucruri care nu le putem controla. Este lucruri care nu le poți controla. Nu țin de tine, nu-ți de atribuțiile tale. Atâția oameni stresați, dragii mei, de foarte multe Mi-am dat seama de la chestii banale. Bă, tu nu înțelegi că nu poți să controlezi vremea. Doamne, fă să fie soare în ziua cutare. avem eveniment, nu știu ce, sărbătoarea noastră, ieșit, nu știu unde, mă duc la concediu, vreau să fie soare și să anunță, dita mai ciclon. Și tu te ce? și, Doamne, da, și te pui pe poș și pe rugăciune, Domnul, să... serios, ai au nevoie de ploaie, tu când vei să de distrezi acum, trebuie să fie soare. Nu poți schimba vremea, Lucruri care nu țin de tine, țin de Dumnezeu. Dar ne agităm, Doamne, e, oare la nuntă, cum o să fie? Vai, am auzit că stresați, agitat. nu mai nimic, Tot, toate bucuria ți-au plecat. Sufletul a agitat. Nu poți asculte, mă, ce nu mai poți să, nu, nu să controlezi reacția celorlalți, nu poți să controlez ca alții să te aprobe, să te iubească, nu poți să-i schimbi tu pe oameni. N-ai cum, oprește-te, tu nu ești Dumnezeu. Suntem agitați și stresați pentru că nu ne înțelegem, dragii mei, nu ne înțelegem atribuțiile acestea. A spus primul lucru, evaluează. Evaluează starea, du înaintea lui Dumnezeu. evaluează activitățile, pentru că foarte mult stres, tensiune, nervi, agitație vin din faptul că faci ceea ce Dumnezeu nu ți-a spus să faci. Doi, experimentează. Versetul 2 despre asta vorbește, experiența liniștii sufletului. Și spune versetul 2, din potrivă sufletul meu mi-este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat, experimentează liniștea sufletului. Cum? Ca să poți ca, ca să, să experimentezi liniștea sufletului, să-ți liniștești sufletul, să ai pace, să-ți potolești sufletul, ascultă-mă, trebuie să-ți înțelegi sufletul. Trebuie să-ți înțelegi sufletul. 1 sau în 5, 5, cu 23, Pavel spune că noi suntem ființe trihotomice. Dumnezeu se roagă printre altele să ne păzească ce? Trupul, sufletul și Duhul nostru. Noi, dragii mei, ca oameni, suntem, sunt, suntem trihotomici. Suntem trup, suntem suflet, avem un trup, avem un suflet, dar avem și un Duh. Acum, dragii mei, Sufletul nostru este alcătuit din partea intelectuală, mintea, gândirea, rațiunea și, în același timp, este alcătuit și din partea emoțională, inima. Emoțiile și intelectul. Asta formează Sufletul. Acum, dragii mei, am o întrebare pentru dumneavoastră. Care este partea din noi cu care noi ne conectăm cu Dumnezeu? Și prin care ne vorbește Dumnezeu. Duhul. Duhul. Acum, Domnul Isus Hristos ne-a și -a spus că închinători adevărați se vor închina Tatălui cu în Duh și în adevăr. Duh și adevăr. Care adevărul? Cuvântul tău este adevărul. Nu spune acolo închinătorii adevărați se vor închina în suflet. Pentru că dacă sunt fericit, e cu mâinile pe sus. Dacă tocmai afla că am pierdut casa la bancă și mai am și o bolă grea, nu știu dacă o să zbor din sus de bucurie. Și de ce? Pentru că sufletul îmi dictează reacțiile și comportamentul. Nașterea din nou, dragii mei, când un om este născut din nou, nașterea din nou are loc la nivelul nu a trupului, nici măcar a sufletului. Da, ne schimbă sentimentele. Da, ne se schimbă gândirea. Ne prefacem prin noi minții noastre, dar la nașterea din nou, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu și ce face? Trezește Duhul din noi. Învie Duhul nostru. Și ne avem părtășit cu Dumnezeu la nivel duhovnicesc. Acum știți unde e mare problemă? Există o mare dificultate în a percepe ce suflet și ce Duh. Pentru că e foarte greu să faci distinția dintre suflet și Duh. Și acum întrebarea este, ok, pentru că este pericolul confuziei, că să atâția oameni care au spus, mi-a vorbit Domnul, de fapt să a vorbit sufletul tău. Dacă ți-o place, mi-a vorbit Domnul. De ce? Pentru că am avut așa, am simțit ceva. E mult din inimă, poate nu din Duh. Cum poți să distingi, cum să faci distinția dintre suflet și Duh? Pentru că e foarte important să înțelegi sufletul ca să ți liniștești. De ce? Evrei 4 cu 12 ne spune cuvântul Domnului, cum poți să îți faci granița asta, să pui o graniță între cei suflet și cei duh în tine. Și cu ajutorul cui. Căci cuvântul lui Dumnezeu, fiți atenție, este cum? Viu și lucrător. Mai tăietor decât o sabie cu două tăiușuri pătrunde până acolo, atenție. Că desparte ce? Ce? Ce desparte? Sufletul de de Duh. Dacă vrei să înțelegi când e Duhul tău sau e din sufletul tău, ai nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai ai nevoie de ceva, ai nevoie de Duhul Domnului. Roman 8 cu 15 Așa spune că sunt și Duhul adevărește împreună cu cine? Cu Duhul nostru. Că sunt în copia lui Dumnezeu. Căci noi am primit un Duh de înfiere. Și aceasta, dragii mei, dacă vezi de generarea lor la nivelul Duhului nostru, acum David, e foarte interesant, folosește o imagine pentru suflet. Și zice, și cum e sufletul meu? Ca un copil. Sufletul meu este ca un copil, dar care e un copil cum? Înțărcat și potolit, liniștit. Oare când vom înțelege ceea ce spune David aici și anume că sufletul nostru trebuie liniștit și trebuie potolit? Și de ce? Pentru că dacă nu-ți vei liniști sufletul, dacă nu o să faci copilul ăsta să tacă, nu o să poți să auzi vocea Domnului la nivelul Duhului tău. Știți de ce nu ne vorbește Domnul? Și de ce facem confuzii? Pentru că nu ne potolim sufletul. Pentru că urlă sufletul. Vă dau un exemplu, Psalmul 42 cu 5. David înțelege asta. În Psalmul 42 spune David, pentru ce te măgnești suflete și ce faci? Ce face un copil? Oi, 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 când urlă și geme și strigă. Pentru ce faci astea? Unde, unde faci asta? În? Înăuntru meu. Pentru ce te să suflete și gemine înăuntru meu? Oprește-te! Eu vreau să stau de vorbă cu Domnul, eu spredic cuvântul Domnului. Noi ne lăsăm prea mult sufletele să vorbească și sufletele plâng și sufletele noastre, dar gemei se agită pentru că suntem emoție foarte mult și pentru că suntem de prea multe ori emoționali și de foarte multe ori închinarea noastră e una pur emoțională, noi dovnicească vreau să simt, pune muzica cu tare pentru că mă face, nu știu ce, mă duce cu mintea amuz 20 de ani, mă duce în nu știu unde, pentru că de foarte multe ori ne lăsăm duși, dragii mei, de mare emoțiilor. Dumnezeu spune, ascultă-mă, sufletul tău e foarte important să înțelegi că trebuie să-ți controlezi sufletul, să-l temperezi, trebuie să-l reduci la tăcere pentru ca să poți să auzi vocea Domnului. Eu n aud vocea Domnului, tu n auzi vocea Domnului. Știi de ce? Pentru că, pentru că de foarte multe ori copilul ăsta urlă. Iisus Hristos înghețiman, dragii mei, are această luptă. Spune, sufletul meu este, cum? Cuprins de o întristare de moarte. Și ce spune sufletul lui Hristos? Tată, dacă, este cu? Sufletul vrea să scape întotdeauna. Și totuși Iisus, care știa pentru ce a venit, spune, stai, stai, stai trebuie să temperez sufletul. Doamne, facă-se voia ta. Și este o să la Golgota mai departe. Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, ne oprim din a face ceva pentru Dumnezeu. Și de ce? Pentru că ne ascultăm sufletele și nu ne ascultăm vocea Domnului. Dați-mi voi să vă spun ceva, o imagine, sunteți părinți, da? Ai o discuție importantă cu soția, cu socrii, cu prietenii, o discuție cu cineva foarte importantă și copilul acolo și -o la urlă. Mami, vreau lapte, mami, vreau nu știu ce. Bă, taci, mami și strigă mai tare. Și tu încerci să ai o conversație importantă cu cineva și copilul nu te lasă. Dragii mei, oare de ce credeți că folosește David imaginea copilului? Pentru că când asociază sufletul cu el, știți de ce? Pentru că vrea să ne spune că sufletul tău poate fi controlat și trebuie să fie controlat, trebuie să fie educat, spiritual. Trebuie să-l liniștești. N-ați experimentat genul ăsta, ascultați-mă. În sfârșit ai prins și tu jumate de oră zis, Doamne, azi mă rog. Da, mă rog, mă pun și mă rog. -a anunț soția, ți -a anunț copii, nu mă deranjează, vreau să mă rog, vreau să am timpul meu cu Domnul. Perfect. Te-ai dus într-o cameră, într-o dăiță să te rogi. Și când în momentul când te-ai pus pe genunchi și ai spus, Doamne, te de sufletul, nu. Bă, oare ne-ai uitat aragazul pornit? Oare nu mi-a trimis mesaj pe televizor? Oare, trebuie să nu mai puțin să ai să verific. Uh, te duci să verifici de a gândit, televizorul, oare nu știu cine, sau dintr-o dată, ascultă mă întotdeauna vor fi, și ce? Distrageri. Știi de unde vin? Din sufletul tău. pune sufletul respect. Pentru că, ascultă-mă, dacă vrei să experimentezi liniștea mai apoi, trebuie să te încrezi în Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi acțiunile. Nu no, acum, la ce mă refer aici? Cum să ziniște sufletul? înțelege pe Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege acțiunile. Bun, cei care sunteți părinți, mame, mă special, tati spectatori, de multe ori, adică în galerie, te încurajează. Draga mea, sunt alături de tine, dar ți e prun cu brațe când mai pot. Ok. E o perioadă faină când copilul în primele luni, săptămâni, și nu e așa. Așa se liniștește când e luptat. Păi, liniștit. O veni mama, stă acolo fericit. Trece o vreme și dintr-o dată înțelegi că tu ca părinte trebuie să-l înțarci. Și copilul trebuie dezvățat de modul ăsta de a fi alimentat pentru că trebuie să începi să diversifici. Că trebuie și banană și biscuiți zdrobiți, mă rog, știu toate astea, de la distanță. Și care este reacția unui copil când nu mai primește laptele ala la sân? Zâmbește, nu mai poate, ne? Urlă. Bă, oameni buni, urlă. 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 Și nu-i o zi. E în fiecare zi. Uneori durează un an de zile până îl dezveți. Știți cum interpretează un copil, spun medicii? Știți cum interpretează un copil mama? Știți cum o vede? Ca ce pe cel mai mare dușman când nu-i mai dai, copilul, ascultați-mă, îl percepe, o percepe pe mamă ca pe cel mai mare dușman. Și nu înțelege că, de fapt, ascultă-mă, abstinența e cel mai mare act, cel act, de afecțiune. El nu înțelege copilul la trei ani, la doi ani de zile, când îți cere și nu îi dai, el nu înțelege că, de fapt, e spre binele lui. Degeaba spui, e spre binele tău, dar nu, e sfârșitul lumii, vreau și urlă și zbe... știți. Știți cum te percepe? Ca pe un mare dușman. David zice, știi cum am ajuns cu sufletul meu? L-am încercat, dar nu-i ușor. Și până când ajunge în etapa în care sufletul să liniștește, ca un copil încercat, unde? Lângă cine? Lângă mama lui. Știți că, din punct de vedere spiritual, vreau să vă spun, există nașterea din nou și sunt prunci în Hristos. Știți că sunt foarte mulți oameni care în primele luni de zile, primul an de zile cu Domnul, trăiești niște experiențe extraordinare. Citești, puf, dintr-o dată, parcă acolo, te lov, aleluia, mi-a vorbit Domnul azi. Te rogi o oră, experimentezi fel și fel de stări și tot e fericire și bucurie, ascultă-mă și wow, îți răspunde uneori. Și vine momentul în care Dumnezeu spune, ok, schimbă în placa că trebuie să crești. Și Dumnezeu nu-ți mai dă ceea ce-ai primit. Și dintr-o dată rugăciunea parcă nimeni cum a fost, dintr dată versetele nu mai au niciun rost pentru tine, fug versetele, când le citești, nu mai au sens, nu mai înțelegi pe Dumnezeu, parcă e blocaj total. Tu știi cum interpretezi asta? Ca și cum Dumnezeu are ceva împotriva ta. Doamne, unde ești? Și când? Și strigi? Doamne, de ce? M-ai părăsit! Și de fapt, ascultă-mă, faptul că Dumnezeu te înțarcă spiritual de la anumite lucruri, nu este un act de abandon, ci culme, un act de afecțiune, pentru că Dumnezeu zice, zice vreau să crești și ca să crești trebuie să schimbăm meniu. Și ca să schimbăm meniu trebuie să, trebuie să opresc anumite lucruri ca să-ți dau alte lucruri. Știu, nu vrei, tu vrei înapoi lapte, tu vrei tu la lapte, la... dar Dumnezeu spune, vreau să-ți dau bucate tari, eu vreau să crești. Dumnezeu un tată responsabil, care nu poate fi șantajat. Oricât de mult ai urlat și ai strigat, Doamne, vreau experiența, Dumnezeu spune, nu! Pentru că vei rămâne plafonat spiritual. Și când vei înțelege că de fapt Dumnezeu te trece prin anumite perioade, când Dumnezeu, aduce aduceți aminte de de, 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 Ilie la părâul cherit, de ce gândiți-vă, Ilie la părâul cherit ca aia ai noștri în primele luni de pocăință. Semne și minuni, miracole supranaturale, se întâmplă, corbi vin acolo. Dar zice Biblia un detaliu interesant. După o vreme părâul a secat. Noi Elie, poți să stai degeaba că nu mai ai apă, poți să mânci bine, corbi poți să vină, dar nu mai ai apă și trebuie să pleci în altă parte. Trebuie să-ți muți tabăra spirituală. Dumnezeu asta face cu noi. Dumnezeu, dragii mei, seacă anumite lucruri, ne înțarcă de la anumite surse, de la anumite izvoare, și de ce? Pentru că vrea, dragii mei, să ne poarte spre o dimensiune superioară a experienței cu El. Dar tu ești agitat și tu ești nervos și tu ești stresat și ești tulburat și ai impresia că te-a uitat Dumnezeu. Nu te-a uitat Dumnezeu. E dragostea lui Dumnezeu cea mai pură. Faptul că Dumnezeu nu îți răspunde, faptul că Dumnezeu nu face ce cer tu, e actul cel mai mare de iubire a lui Dumnezeu uneori. Ioana la Cruci a vorbit într-o carte celebră, antologică, despre Noaptea Neagră a Sufletului. Și spunea el, noaptea neagră a sufletului e o călătorie, e o zonă în care Dumnezeu ne aduce pe orice cădincios. Da, e o perioadă în care te alăptezi, de da, e o perioadă în care Dumnezeu încetează, oprește alimentația aia, mor de foame, strigi, urli, dar Dumnezeu spune, nu, trebuie să vii cu mine pentru că vreau să-ți dau ceva diferit. Și foarte mulți oameni experimentează această noapte neagră a sufletului, care de fapt e o călătorie, e o tranziție spre ceva mai bun, nu spre ceva mai rău. Și dacă nu mai interpreta refuzul lui Dumnezeu, ca un act de indiferență, ce ca un act de dragoste. Ca să se niște sufletul, înțelege că prezența lui e mai importantă decât absența răspunsurilor. Dacă vrei să ai un suflet liniștit, înțelege că prezența lui Dumnezeu este mai importantă decât absența răspunsurilor, ca un copil înțărcat care stă lângă cine? Versetul 2 spune, lângă cine? Lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. E o prezență acolo. Ești lângă cineva și să este Dumnezeu. Chiar dacă absentează răspunsul prezența Domnului manifestată. Doamne, ajută-ne la asta. Uh. e un om care a reușit să treacă la lucrul acesta. Nu știu dacă ați auzit despre Horatio Spafford. Vreau să vă spun două, trei lucruri despre el. A fost un foarte cunoscut avocat și om de afaceri, un prosper om de afaceri din Chicago, jurul anilor 1860. În anul 1870, lucrurile se înrăutățesc în viața lui și anume singurul lui băiat, a avut patru fete și un băiat, singurul lui băiat, în vârstă de patru ani, moare de febră. Mai apoi, omul acesta a investit în imobiliare foarte mult în orașul Chicago, dar în 1871 a avut loc acel mare incendiu, care a mistuit aproape tot orașul, ci ca că a omorât mii de oameni și a pus la pământ toată infrastructura. Cea mai mare parte a investițiilor financiare, imobiliare ale lui Horatiu Spafford au le praful și cenușa de ele. După perioada asta de stres și de agitație, la un moment dat, Horatiu Spafford se hotărăște să, plecă, să meargă în Anglia împreună cu soția și cu cele patru fete ca să, să, aibă o perioadă de să se desprindă de mediul ăla în care numai probleme se întâmplau, numai necazuri pe parte și au zis, vreau să plecăm ca să, să, să avem moment de liniște într-un concediu și se hotără să plece în Anglia ajungi la New York ajungi la New York, dragii mei în timp ce se apropia să se, îmb să se îmbarce în, în vapor Horatiu spafor primește o telegramă și spune ești așteptat de urgență trebuie să vii la Chicago să semnești ceva pentru că dacă nu semnezi poi mâine vei pierde și Horatiu dacă acum se gândește -ai, taman acum o interveni și asta. Și spune soții lui și celor patru fete, dragile mele, urcați-vă voi pe vapor, plecați înaintea mea în Anglia, peste două săptămâni ajung și o rezolv toate problemele și o să mă întorc. Își îmbrățișează soția pe an și cele patru fete, le urcă pe vaporul lui Havre, ele pleacă înspre Anglia. Nouă zile mai târziu, pe 2 noiembrie 1873, Horatio primește o telegramă din Anglia, din Londra, de la soția lui Anne, în care îi se spune ceva în, în genul Doar eu am supraviețuit. Pe 2 noiembrie 1873, vasul Vildule Havre s-a ciocnit de un vas englezesc și s-a scufundat în numai 12 minute. Au murit în ecați 226 de oameni, printre care și cele patru fete, al lui Horatio și Anne Spafford. Când aude vestea asta, e șocat. Se duce direct la New York, lasă totul în Chicago, se duce la New York, ia primul vapor și în timp ce se îndreaptă spre Anglia, capitanul vasului, știind despre drama prin care a trecut, îi spune, domnule Spafford, vă rog să veniți puțin. Îl duce pe puntea vaporului și spune, după calculele noastre, aici este locul în care s-a scufundat vaporurile Havră în care erau fetițele tale. Și ce face Horatio Spafford? Se întoarce în cabina lui și începe să scrie. Simte nevoia să scrie ceva. Sufletul e copreșit, e distrus, e la pământ, dar începe să scrie ceva. Citea, avea Biblia deschisă la 2 împărați, capitolul 4, și vă rog dacă se poate afișați versetul 6, 2 împărați, capitolul 4, cu 6 este momentul în care omul acesta, 4 cu 26 scuzați-mă, 4 cu 26 este doi uh, împărați 4 cu 26 este momentul în care dacă vă aduceți aminte, fiul sunamite moare și ea vine la Elie la Elisei la Elie, îmi ce scuze, și Efectiv, lui i-a rămas imaginea asta. Versetul ăsta este versetul pe care îl pe care se uită foarte mult și spune, ești bine? Este întrebată Sunamita, bărbatul tău și copilul sunt bine? Ea a răspuns bine, deși era mort. Bine. De la versetul acesta, Horatiu Spafford începe să scrie pe bucată de hârtie ceea ce a vrea să fie una dintre cele mai cunoscute imnuri creștine din istorie. Este bine cu sufletul meu. Vreau să vă citesc prima strofă. Când pacea ca un râu îmi calea, când tristețea ca valurile mării se retrage, oricare ar fi calea, tu mă ai să spun, este bine, este bine cu sufletul meu. În locul tragediei, Horatiu Spafford, din de Cuvântul lui Dumnezeu și de prezența Domnului, scrie un imn al triumfului. Se întoarce în Anglia și împreună cu soția lui Anne, hotără să vândă tot ce au în America, în Chicago, și se duc în Ierusalim și toată viața au trăit acolo, simpli, modești, până în bază unui orferinat, având grijă de sute și sute de copii, până la finalul vieților. Dar a fost imnul vieții lui și mai apoi imnul a milioane de creștini. Este bine cu sufletul meu. Când? Când este bine cu sufletul meu? Știi când? Atunci când au vocea Domnului și când e redus la tăcere. Atunci când înțeleg că dacă Dumnezeu înțarcă ceva în viața mea, Dumnezeu oprește ceva din viața mea, Dumnezeu seacă ceva în viața mea, Dumnezeu are întotdeauna un plan. E ceva, Dumnezeu va să mă ducă mai departe, absența unor răspunsuri nu mă privează de prezența lui Dumnezeu. Cum să ziniște sufletul? Evaluează, experimentează și mai apoi trăi închei spunându-vă, exprimă, exprimă. Puneți nădejdea în Domnul Israel de acum și până în Puneți nădejdea în Domnul. Exprimă. Pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră, dacă un om are liniște lăuntrică, dacă un om are sufletul liniștit și potolit, lucrul acesta trebuie exprimat și va fi exprimat. Pacea care e în tine, dacă vrei folosești metafora asta, va transpira prin tine, se vede pacea asta, va fi perceptibilă în trăirea ta, indiferent de situații stresante în care poți să fii la un moment dat, pacea aceasta va fi când ai pace în tine, în sufletul tău. you <laughs> Cum poate un om pe cum Petru, în fapte 12, când este arestat de către Irod pentru că vrea să fie dat ca exemplu, pentru că face, ca, face ratingul lui mai mare ca împărat, când vrea să dea să fie popular, spune Biblia, l-a băgat în pușcărie după ce l-a omorât pe Iacov, l-a băgat și pe Petru și s-a gândit, ok, vedeți, mâine anunțăm o execuție publică, l pe Petru, pentru că vrem să dăm un semnal, să fim și noi populari. Acum, Petru spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte 12, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6, e ceva culmea, e ceva incredibil acolo. Spune cuvântul Domnului că noaptea dinaintea, în noaptea dinaintea zilei, când avea de gândi rost să-l înfățișeze la judecată, cu alte cuvinte să fie executat, Petru ce face? Păi oameni buni, explicați-vă rog asta! Să știi că mâine mor, să știi că mâine vei fi executat, să știi că mâine o să fi dus, să, să fii decapitat. Cum poți să dormi? Cum poți omenește vorbind să dormi când a doua zi știi sigur că vei muri? Petru zice, auziți, dormea între doi ostași legat de, de mâini, cu două lanțuri și... Dar spune versetul șapte următor în felul următor, auziți? Știți cum doarme Petru? Nu doarme așa o ațipit Și iată că un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o s să ucid în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru cum? Petre, Petre. Petre. Puff. oh, Cei. Hai să plecăm. A, ah, știam că o să vii. Hai să plecăm. Cum poți? Vă rog să-mi explicați asta. Un singur lucru. Omul ăsta a experimentat pacea lui Dumnezeu în sufletul lui. Și pacea aceasta pe care o experimentează este exprimată în atitudinea lui în fața situațiilor grele din viață. Trebuie să exprimăm această pace lăuntrică prin trăirea noastră, prin vorbele noastre, prin atitudinea noastră, pentru că e o datorie. Și de aia spune, auziți, spune, spune David, Israel încrede în Domnul. Și de ce spun asta? Pentru că eu m-am crezut în el și am văzut ce poate să facă și Domnul mi-a dus pace și liniște. N-am spus niciodată un moment. Uh, eram în institut în anul 4. Alex a trecut cu mine pe acolo prin furcile caudine. Anul 4, un an greu. Uh, mai ales dacă trebuie să te căsătorești. deja ai și alte gânduri de acasă, e un stres de de unde o să slujești, ok, unde, o să fi, unde mă vrei, Doamne, în ce loc. Și mai ai și licența pe lângă toate. Și grea licența. Acum, Institutul Logic pedicostal din București e o facultate privată, nu e de la stat, nu, burs, nu erau burse, nu, erau, burs, nu erau subvenții. Și țin minte și acum că ca să intrăm în licență trebuia să achităm o taxă. Și taxa respectivă era atunci vreo 800 și ceva de lei. Cum ar fi acum poate vreo 3000 și ceva de lei, mai bine. Să zic o paritate. Am strâns cu cuva cu vai banii în ăștia, cu mami, cu tati, mă rog, eu strâns și eu i-am dat. Și țin -mi minte că eram foarte fericit, mi-am terminat licența, mi-am achetat taxa de intrare uh, 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 de susținere licenței eram fericit și bucuros. Erați țin -mi minte și acum, joi sau uh, miercuri sau joi seara, bucuros, fericit și mă duc prin camere pe alții la să te dai mare. Când ai terminat licența, când știi, bă, tu ai terminat-o, oh, băi, n-ai terminat-o, nu, no, bucur știu că ai terminat licența. Și ți minte că -am, am, nu mi-au ajuns un etaj să mă lau, m-am dus la etajul 2. La, la, etajul de la 2 la 1. Și intru, știam o cameră au doi colegi de-a mei și îl văd numai pe unul din ei. Un coleg de-a meu de an. Din Botoșani. Și ăsta avea un calculator din la preistoric. Deci proto istoria calculatoarelor. Și nu o să niciodată scenă, juca Bomberman. Dacă No, generația TikTok, nu știți, dar Bomberman era un joc fain, știți? Un fel de Mario, super Mario pe vremuri. Și se juca Bomberman. Și zic, bă, cum stai cu licența? A? Bine, zice. Ai terminat-o? Da, zice, am terminat-o. Bun, zic, că cu totul e ok când intri? Nu, zice, nu cred că intru anul ăsta. La... Păi de ce? Trebuie să plătesc taxa. Și n-am bani. Și să juca Bomberman cum adică mă n-ai bani? Stai mai puțin, te-ai terminat licența și tu nu? Da. Da, mă doră, nu ce, ce agiți? N-am bani, ok, asta e. Bă, cum adică mai terminat licența? Patru ani, mai stai un an de zi de acum? Cum adică? Pentru că n-ai... Tu mai n-am bani, tu știi. Ok. Du-te acum, nu lasă-mă, zice că am treabă, nu? Băi, m-am enervat, am zis închis ușa, nu se poate. Păi, stai inconștient, mă, stai, nu se poate. Știa, dar cum? Eram, nu mai avem o pace m-am dus în minte, m-am pus în pat, era în Păi, totuși, nu mai puteam să dorm, era 10 jumate, 11, nu puteam să dorm. Și se minte că eram în cameră cu încă trei colegi, și băieți, uitați că e treaba, Iulian nu are bani să-și plătească. Hai să, bă, aveți ceva bani pe la voi, de regulă nu aveam niciodată unul. M-am trezit că aveam 50 de lei. M-am trezit erau puși bine de deoparte. Și am zis, bă, mai aveți ceva? Și pune și un alt coleg, și un alt coleg, și un alt coleg. Și strâng o sumă deja 100 de lei. Mă duc în camera următoare, bat la ușă, băieți, e nevoie de, aveți ceva bani, colecte, ce, trebuie să plătim ca să, hai să ajutăm pe un colegul nostru. Bă, scot toți, din sărăcia lor, din ecazul lor, Puf, bun. Am făcut colecta pe la etajul 2, la ultima cameră la etajul 2 am strâns toți banii toți banii am strâns. 800 și ceva de lei. Așa, știți cum eram cu ei? Mă duc cu banii. Palos. Deschid. Al, Al meu juca Bomberman. Și eu zic, pă, lasă toate, bă, aleluia, nu știu ce, ce. Bă, ce cu tine? Ce te agiți? Bă, uite aici banii, să vezi cum a lucrat Domnul, nu știu ce. Prin mine, mă rog așa, uite cum a fost, uite așa, 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 ăsta, imperturbabil. Bine, zice, lasă acolo. Pă omule, dar ce? Torel, știam eu că Dumnezeu poartă de grijă. Ok, du-te, mă, du-te, vezi treabă. Când... Patru ani de zile omul ăsta nu așa a fost. Cum poți să fii liniștit? Simplu. suflete, liniște. Eu vorbesc cu Duhul Domnului. Duhul Domnului adevărește că sunt copilul lui Dumnezeu. Eu m-am evaluat înainte lui Dumnezeu, mă întâi să ai ce zic unii sau alții. Eu știu că dacă alții mă numesc arogan și îngânfat, Doamne, eu stau în fața Ta, Tu cum spui că sunt? Ok, îți mulțumesc nu mă bag unde nu fierbe oala, nu mă bag la chestii, nu mă bag la speculații, nu-i treaba mea asta, nu mă bag, nu-s Dumnezeu, nu pot să schimb, îmi înțeleg limitele de azi niștit. Fac ce m-a pus Dumnezeu să fac. Hai să ne în picioare. Hai să ne liniștim sufletele înaintea Domnului într-o rugăciune să ne cercetăm înaintea Domnului. Spune, Doamne, zice David, Doamne, Tu știi că n-am privit trufașe, că n-am o inimă fată, Doamne, Tu știi asta, dar eu mă cercetez înaintea Ta. David se evaluează înaintea lui Dumnezeu, asta vreau să facem în dimineața asta, pentru că ne apropiem de cina Domnului și vreau, dragii mei, să ne evaluăm, fiindcă pentru că trebuie să ne liniștim suvetele în această zi. Să ne rugăm Domnului, să spunem, Doamne, suntem aici, ne rugăm, Doamne, și cerem prezența Ta peste noi. Haideți să ne cercetăm înaintea Domnului fiecare și să cerem de la Domnul să ne liniștească sufletele. Doamne, liniștește sufletul meu, Doamne. Nu mai vreau să fiu un, un, disperat un agitat, Doamne. Pentru că, Doamne, eu trebuie să te mărturisesc, eu trebuie să exprim pacea asta. Trebuie să o vadă alții, trebuie să vadă Israel, trebuie să vadă uh, România, trebuie să vadă colegii mei de la locul de muncă, trebuie să vadă toți, familia mea, că eu am pace în inima mea și această pace e molipsitoare și această pace e suficientă. Pentru că spune cuvântul Domnului, blândețe va să fie cunoscută de cine? De toți oamenii. Blândețe e o formă de evangelizare. Liniștea ta e o formă de evangelizare în exterior. Roagă-te lui Dumnezeu Doamne, vreau să mă liniștesc, vreau să-mi liniștești sufletul, Doamne. În această zi bruiajul sufletului, reduc sufletul la tăcere sufletul meu Ascultă cuvântul Domnului Încrede-te în Domnul și mai taci Crede-L pe Dumnezeu, crede promisiunile lui Dumnezeu și vei avea pacea Lui Haideți să ne rugăm, Domnului în dimineața asta